cetățeni fără acte de corupție, fără firme privilegiate care dau tunuri după tunuri, fără alocări discreționale a resurselor publice, să creăm cu adevărat șansa în România. Uitați-vă numai ce au făcut cu instituțiile publice, care au devenit în momentul de față oficine conduse de politruci numiți pe bază de carne de partid. Mai mult decât atât, prin ordonanța 105, nu numai la nivelul funcțiilor de conducere din aceste instituții a existat politizarea, ci odată cu ordonanța 105 s-a dat posibilitatea oricărui conducător de instituție publică, politic numit, să transforme funcția publică de execuție, orice funcție publică de execuție din țara asta, în funcție contractuală, să-l dea afară pe ocupantul funcției publice de execuție respectivă. În traducere, s-a dat liber ca toți aceia care sunt funcționari publici, care au câștigat un concurs, care își ocupă pozițiile fără pile politice, fără a avea apartenență la un partid sau altul, să fie dați afară atunci când nu execută ordinele politice. În momentul de față ne confruntăm cu transformarea instituțiilor statului, exact ca pe vremea Partidului Comunist, în instrumente de luptă ale partidelor aflate la guvernare. Suntem la începutul campaniei, putem să prevedem ce se